Un proiect care își propune să dezvolte și să promoveze judo în mediul rural ar putea ajunge și în județul Giurgiu. Prin acest proiect, copiii din câteva localități ar putea primi un ajutor important pentru a practica acest sport. Este un proiect al Federației Române de Judo, în care se cere ca în mediul rural noi să acționăm tehnicienii și să găsim, să selecționăm o parte din copii pe care să-i aducem în bazele de sport ale noastre, aici mă refer la judo. Am făcut o acțiune la Mâna Băneasa, chiar am ajutat cu primarul, am fost foarte bine primit, și la Ghimpați, unde am găsit tot așa ajutor. Judo ar putea avea succes în comunele din județul Giurgiu, spune antrenorul Gheorghe Grigore, apreciind că există o bază de selecție generoasă. Populația există, material uman, vorbesc de copii. Chestia e că sala de la Băneasa e la fel de bună, acolo ne trebuie saltele duse, pentru că în ideea mea trebuie să venim în întâmpinarea copiilor, că nu putem să-i aducem pe copii de la Băneasa sau la Ghimpaț la Giurgiu. Și asta ar însemna ca noi să ne luăm 2 zile pe săptămână, 3 zile, în care să acționăm acolo un antrenament. Un astfel de proiect ar putea fi pus în practică doar cu multe eforturi din partea specialiștilor, dar chiar dacă ar dura 2-3 ani, el merită implementat. E bine cine reușește, că Federația a și spus cei care vor documenta că au un număr de 70 de copii la grupele, să zicem, într-o comună și 70 la cealaltă comună, adică să ajunge la 140-150 de copii, vor avea un set de saltele, asta înseamnă 100 de saltele și 50 de chimonouri. Dotare făcută de federație, dar ăsta e proiect care în 2-3 ani se poate urgenta și în care se poate finaliza. Judo la sat este un proiect propus de către Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo. Proiectul este conceput după un model implementat în Franța, unde a avut succes.